Holanda dimineața, am zis la duminică. Ce faceți, mă, dragilor? Ha? Eu sunt în natură, am plecat. Am plecat să mai rezez că după atâta treabă ce am avut, meritam o aerisire. Și uite, sunt aici după Bârciugi. Am și undița la mine, dar nu cred că o să mai folosesc undița, că umblă după Bârciugi. Și uite aici un lucru interesant, mă, tati. Un lucru interesant la o vie sălbatică. Asta e o vie. A avut o lovitură, pierde sevă undeva, uitați. Da. Pierde sevă și ea se autocicatrizează. Se autocicatrizează. Uitați ce e, natura, ce interesantă e. Da? Ce? Eu sunt după în căutarea Bârciugilor. Dar n-am văzut niciunul până aici. Până acum. Nu până aici, până acum. Până aici am văzut la Moreni. Dar pe aici, prin zonă, n-am văzut niciunul. Am mers ceva prin pădure, dar n-am văzut. N-am văzut niciunul. Da? Și eu sunt, uite, tot cu barba sură, lungă, barba cotă, să-și pune ceva în cap, că sunt căpușe. Și sunt multe căpușe anul ăsta. A, uite acolo un zbuțiu. Sunt multe căpușe azi. De exemplu, eu am fost joi. Am mai fost joi la Bârciugi, acolo în pădure la mine, și am mai găsit o șarjă de... Am mai făcut nevasta o mâncare, o celama. Și joi, vineri am lucrat acasă, ce am avut, că am stat acasă vineri, n-am mai fost la lucru. Și m-am trezit aseară cu căpuș aici, pe burtă, micuță. Și asta după o zi. Eu m-am făcut și duș acasă, am dat și hainele jos. S-am fipt una mică, n-a apucat să sugă sânge, n-a, uite, doi. Uite, uite, băi, copii. Bă, copii, să îngroasă gluma, că uite. Uite, să îngroasă gluma, că găsesc Bârciugi. Uitați-vă, ia uite. Aude, meseriaș, he? Bă, să-mi groasă guma, trebuie să mă ocup de Bârciugi. Uite, am desfăcut și uitați ce fain e. Uitați, o să-l articulez de aici. Și uite-l, bă, să vi-l arată în toată splendoarea. Uitați-vă, mă, tate, he? Uitați-vă, bă, ce căutam, uite, ăsta-i căutam. Cei mai scumpi, adică nu e al doilea cel mai scump burete, după trufe. Doar că trufele nu le poți mânca ciulama, că nu le poți, de aromă, de gust, dar aia doar să pui de aromă. Nu poți să faci ciulama din... Adică poți să faci, dar nu o poți mânca probabil, de cauza... Și uite cu ăla altul. Uitați-vă, uite. Păi începem, bă, ia să vedem, că ăsta sunt primii. Sunt primii pe în zona asta, bă, tate. Ăștia sunt primii, băi, uitați-vă, primii, uitați-vă. Ha, să pupe bărbosul la ei, bă, tate. Ha? Bărbăcot, să-i pupe bărbăcot. Uite și al treilea. E, păi înseamnă că uite, de tot se paltă el, uitați. Eu sunt undeva, acum sunt undeva pe la Mănești. Mănești Prahova. Da, mă, dați, uite, trei frumoșei, băi, trei frumoșei, uitați-vă, uite. Mă, tate, hai să mă apuc să culeg, să pun asta pe... Să caut, de fapt, ce să culeg, să caut. Să pun camera pe piept și ne auzim, ne vedem prin pădurea cu alune. Faină asta.
Pădurea nu e cu alunea, e cu plută și cu salci și cu ce mai fi pom pe aici, cu măracini. Și să vedem ce-o mai găsi. Uite altul din coace, uite mai mai găsit încă unul. Da? Uite, atâția fraine și ăsta. Uite, să vedem, am barba, mă, barba e mare. Barba împitește camera și nu văd dacă ajunge barba în obiectivul camerei, e lungă. E lungă și nu vreau să o tund acum. Și nevastă mea mă bate la cap. Da, și să fiu atent să nu mă ating de uscăturile astea, că sunt căpuși. Dacă o să văd vreo una, o să vă arat. Căpușile, acum e sezonul lor, o lună e sezon de vârf. Iată, uite și pe al patrulea sau al cincilea, când am al cincilea, am pierdut și numărătoarea, băie. Da. Uite, măi, ce frumusețe, măi, ia uite, ce frumusețe. Și ce sunet aici în pădure, băi. Ia uite ce sunet, uite și acolo unul. Hai că am nimerit-o chiar tot în plină ascensiunea Burciugilor. Da. Uite, altă din coace. Uite aici altul. Altul. Tinerel. Uite. Tinerel. Uite așa, dar trebuie să fii atent, să te uiți atent că... Că vedeți cum e, uite, probabil că nu-i vedeți. Aha, l-a văzut. Uite, acolo au asta. Uite, m-am unul dincolo. Uite, și pe ăsta, și pe lumea lui. Măi, eu filmez, mă. Că nu știam dacă am dat drumul la cameră. Și bombă-n aici, bombă-n degeaba. Uite, bă, am găsit cât sunt 7, 2, 4, 6, 8, 8 bucăți. Așa, o iau sistematic, așa, strategic. Te oprești și te uiți așa în zare, în ansamblu, așa, și îl zărești. Uite cu ăla meseriași. Uite ce meseriași am găsit aici. Uite de meseriași. Uite cât e de proaspăt. Proaspăt și... Și uite, m-am unul cu ăla. Uite, m-am unul aici. Sunt ași. He? Sunt ași în arta camuflajului. Uite, ce splendoare. O splendoare. Uite altul cu ăla, mai micuț un pic. Dar e foarte bun, l-a trocat la tulava. Uitați-mă. Și nu-i de mirare că sunt scumpi. Sunt crescut și natural. Da. Am 2, 3, uite, am mai multe aici. Am mai mult. Uite-și, unul aici. Unul, doi,
unul din coace. Așa, nu știu dacă se vede. Unul din coacete. Doi. Doi frumoșei. Așa. Aaa, ce m-am înțepat, m-am pus în genunchi. Între gleznă și aia s-a nimerit un mărăgin. Uitați. Până ce prospețime mă dat. Ce prospețime. Ce prospețime, măi. Uite ce splendoare. Da. Altul, dar asta e chiar zbârciog, e zbârcit, e cocărzat. E cocărzat. E gârbovit. He? De bătrânețe, cum se spune, e gârbovit sărăcuțul. E zbârcit, zbârcit și gârbovit. He? Cunoașteți termenul, nu? Uite acolo unul fain, ha? Uitați. Uitați. He? Uitați unul fain. Uite acolo cum am. Uite acolo cât sunt. Ia să pun eu pe trepie de cameră. Uitați. Uitați ce frumusețe aici. Uite ce frumusețe, aici e un buchet de trei. Aici e un buchet de trei. Avea unu și uite aici sunt trei. Unu, doi, trei. Uitați. Ha? Uitați-vă ce... Ha? Uitați ce frumusețe, mă, tată. Uite-vă, zbăciuni, mă, cum să stai, mă, în casă? E și calm. Eu am fost nevoit să stau prin casă, că am avut de lucru, de zugrăvit, de schimbat pe acolo, mă. Da. Și am fost nevoit să stau în casă, că na, ce să faci, că nu poți să faci curățenie, să stai pe coclaur, nu? Da. Și... Da, mie mi-e cald, dar stau îmbrăcat din cauza că... V-am spus, sunt căpușile alea și na, mai mă protejez. Acasă, oricum, cum ajung, mă bag direct la duș, mă controlez, pun femeia, îmi ridic poalele în cap, uite cu ăla altul, îmi ridic poalele în cap, da, cum se spune, și mă iau la puricat. Ce zice? De căpușe, că până în astea, până uscăcimile astea, prin lujile astea uscați, pe crengi, pe aia stau nenorocitele alea. Stau nenorocitele și ne face, ne creează probleme. Da. Asta e altul colo, altul dincolo, mai mulți colo, uite, mult mai mult aici. Dar mult mai mult, uite.
Uitați, am dispărut un pic din peisaj și uitați cât am găsit. Un pic din peisaj am dispărut și uitați cât am găsit. Da. Nu să vă bine că sunt foarte camuflați. Foarte, foarte camuflați. Sunt meserea. Să vedem acum. Am ultimat unul în spatele camerei. Haideți. Da, mă, bă, e vis, uite, e vis de primăvară, a? Ca să pun între ghilimele, a? Ce am spus, visul unei nopți de vară, și ar putea fi și de primăvară, da? Sunt spectaculoși. Spectacular, nu știu cum se pronunță în engleză, dar în americanește, dar e spectacular să spune, să scrie spectacular și de pronunț n-am abilități de engleză, eu că n-am făcut deloc engleză. Da. Dar sunt spectaculoși, mă. Spectaculos, uitați. Uite. Deci deja se duce plasa, se ridică nivelul la plasă. Da, băi. Ia să mai mă învârt pe aici, că și păsărelele au răscolit frunzele și i-a mai astupat cu frunze, i-a pitulat păsărelele. Ăștia sunt un pic mai vizibil, un pic că sunt mai negricioși, da? Adică să văd pălările astea un pic mai bine, da? Uite, sunt un pic mai negricioasă pălăria și mai observabil un pic, că ea se vede, alta albă nu se vede coada. Vede doar fesul. Doar fesul, bă, care... Da. Doar fesul. Ia, mai mutăm șatra. Mai mutăm șatra, uitați un pic. În timpul filmării la GoPro ăsta n-am zoom, dar uite-l aici. Uite-l aici. Uite-l. Uite-l. Uite-l, bă, ia uite-l, ia uite-l. L-am zis de la distanță. Să-l executăm. Uite-l. Executarea și la sacoși. Da. Ia uite acolo unul frumos, altul, care nu-l zăriți de la zărit în proprie vie, dar ăsta e mai baban. Are căciul, are capul mai mare, ca... Uite, are capul mare, ei. He? Sau are doar fesul mare? Doar capul sau doar fesul? Uite. Ha? Uite-l ce e. Păi cum? Cât să-l lasă să crească? Că dacă e să usucă. Că ăștia nu stau mult, da? Nici vermi nu face, uite, e gol pe centru. Și acum, știți cum o să-i pregătesc, da? Îl spăl, îl las la scurs, îl tai pe din două și umplu, am tigaie mai mare, care pentru pește și pentru așa, umplu cu pun ulei de măsline, umplu cu pun un pic de piper, sare și aia și îi prăjesc, și mă rog că pun și usturoi, îi prăjesc așa, da? Pe jumătate, tăiați și căciula m-am tot mâncat, și aseară am mâncat, că am mai văzut o fugă joi, o câteva ore în pădure și am găsit.
Și am făcut o filmare pe Facebook, n-am mai pus și pe... am o filmare, dar n-am făcut filmulețe, să pun pe YouTube. Da, am găsit un pic mai bine ca prima dată. Da, tot în zona, tot în locul ăla unde am găsit și data de aici. Păi și mă mănâncă, ce mă mănâncă, mă pățetam, am un bazma să o pun în cap, că mă teamă tot de căpuși. Nu sunt eu alergic, dar nu pot să... Că căpușii m-au ciupit destul, am găsit până și în fiecare an, că da, dacă mă ocup și cu pescuit și cu ăla, le adunam după unde eram. După unde... Na, că sunt strângător eu. Că sunt strângător și le adun... Le adun, măi, tată, le adun. Și se pun bazma în cap, că simt, dar probabil că e doar fire pânză de păianj în care mă gâdilă. Deci zic că merge ceva pe cap, nu prin cap, pe cap. Mi se pare că circulă cineva pe freza mea. Și o să pună o bătmăluță să mă... Că mă apăr un pic. Dacă ideea s-a frecat mânece, dar ideea e că mi-e cald și nu mă uite unul fain cu ăla, uite-l, între urzici, doi, uitați-vă, doi între urzici, uite, unu, doi, și asta e urzicile, da, Doi faini zbărcioși, băi, tate, băi, doi faini zbărcioși. Uite, m-am unul acolo mai în față. Na, dacă umble cu atenție, n-ai cum să nu. Uitați aceia, frați. Frați de... Ne? Frați. Frați de mamă și de tată. Nu na, sunt identici. Na, și m-am unul acolo care să nu pierd din vizor. Din vizor. Mamă, și păsările astea. Degeaba, bă, nu, mă gândeam că n-am, că am oprit camera și... Doi am și acolo, mă, uite, am doi și aici. Trei, chiar, uitați și aici. Trei, patru sunt. Cinci cu unul mai în față, mai mare. Băi, tate, încerca, i-a pleznit căldura asta, băi, i-a, da. A, uite, cu două săptămâni mai devreme am cules anul ăsta. Adică am cules prin zona unde culegeam mulți eu. Da, sunt la, aici, în zona Măneștiului. Da. Dar iată, m-a dus să-l iau pe dumneavoastră, dar l-am pierdut. A, mă uite la aici. Îl pierdusem din vedere. Ne cunoaștem din vedere. Numai că eu n-am voce, băi, tate, băi, n-am voce. Am voce, bă, că e deteriorată, bă, e deteriorată de boală. Da, băi, copii, uite, mai era unul mic, mai micuț, care s-a dărâmat. Că ăsta, cum îl atingi, imediat cade. Un pic să-l atingi și s-a căzut. A capitulat imediat. Da, imediat a capitulat. Aici am fost pe călici. N-a fost decât o umbră. O umbră care mi s-a părut că e o coardă de plută din asta căzut. Dar am un aici, uite. Aude ce frumos e. Aude ce frumos e. Aude ce mare.
Haide ce sănătos. Haide. Am una aici, ale. Acolo m-a fendat o coază. Da. Haide. Să vedeți. Doi am. Haide. Aia, unu. Așa, și am unul dincolo, tatăl dincoci. Uitați ăla. Unu, doi, face tot la fel ca noi. Era o vremuri, la grădini. La grădini, la școală, așa cândam. 1-2 face tot la noi când făceam ora de sport. Educație fizică. Da? Da. Și era foarte bine când se făcea educație fizică la școală. Da. O să se lungească filmulețul ăsta, dar... Vedeți în ce ritm umblu prin pădure, da? Nu alert. Nu în viteză, că n-ai cum. Dacă mergem în viteză, n-ai cum să... N-ai cu ce să te alegi, că nu doar întâmplător să dai peste burete. Că n-ai cum să alergi. Așa, să treci rapid, te duci, mai te întorci, mai te învârți, mai te uiți din alt unghi, că na, ai altă lumină în alt unghi și e observabil, na, că asta e situația lor, na, ce să faci, dacă sunt așa meșteri de camuflaj, na? Dacă sunt meșteri de camuflaj, mă, tate. Da. Uite, am acolo unul frumos. Uite, unul frumos culo, care, nu știu, nu l-am observat că n-aveți cum. Eu l-am observat, uite, în altă lumină, că am mai fost pe aici, dar din partea aia nu s-a văzut. Uite, din partea asta, uite, uite. Ce frumos. Da. Am unul aici, am unul acolo, am mai câțiva mai micuți pe aici, pe care nu o să iau. Uite, așa, uite, m-am acolo mai mult, uite ce am acolo. Uite-te, uite, am unul aici, da? Uite, unul aici care e așa, uite, la aia, uite, mai unul, uite, unul acolo, baban, uite, uite ce mare și frumos, a? Uite, uite ce faine, uite, m-am și pe acolo, da, mă apuc să-i culeg, uite, uite, unul acolo, uite, dădeam pe stelă, vedeți? Da, o să mă apuc să-i culeg, tata, pun camera fix aici. Da? Hai să-i culegem, băi, să-i executăm. Uite, începem cu dumnealui. Așa. Am unul aici. Așa. 2, 3. 10. Așa, 3, uite, 1, 2 acolo, uite, 1 aici, 1 aici, uite, 1 aici, 1 aici,
Totuși. Așa. Pornim pe ăștia micuții, să ne călcăm. E păcat de ei. Așa. Uite așa. Și ajungem aici la dumnealui ăla, Mister Baban Negricios, oh, da. Mister Meseriașul, Mister Meseriașul în camuflaj. Dar aici nu mai e, a crescut înalt, cu gâtul lung și nu mai e meseriaș în camuflaj. Are cum să mai fie meseriaș în camuflaj, uite la. Asta e de poză. Asta e de poză. O culoare excelentă. Este fix de poză, ha? Vedeți. Hai, băi, artă! Băi, tati, dar tata pe scufița verde crud. Pe scufița verde crud. Am optat pentru o schimbare de look. O schimbare de look, uite, una. Că muream de cabă. Muream de calmă, ce, asta e, mă mânca căpușile, oi vede. Dar mă mâncau, mă muream de cald. Și eu sunt rău de căldură. Da? Mi-am pus o scufiță în cap, că am început să transpir și dacă n-am asta în cap, îmi curge, transpirația în ochi. Da? Și asta, Nu transpiră și dacă e să transpire, rămâne transpirația acolo, pe băsmăluță, pe scufiță. Da, mă, și așa, decât să mor de cam, mai bine mor de căpuși, să zic așa. Ha? Nu se mai poate, bă, e cald rău. E cald, na, acum o să ne perperim de căldură, na, ce să facem. N-am avut nici frig puternic, dar na, acum urmează urgia altă. Na, uite unul, uite acolo, un ochii mei aici, dar cu lumina confuză și mai am unul în față. Uite acolo. Cu lumina confuză de la soare și așa, uite, mai am și unul acolo, păi mai am mai mulți, ia să-i. Ia să pun eu camera, dar o pun de că nu pun că e drept în soare. Deci am una aici. Bate drept soare în obiectiv și n-are rost. Uite, bă, scufițul, măi. Uite, bă, scufițul, măi. Scufițul verde, băi, de primăvară, uite, verde crud. He? Scufițul verde crud, bă, tate. Păi, da, o să fiu atent, o să mă curăț bine. Da, vedem, că așa se înfinge, să zic, una. Dar nu secretă zei. Probabil rapid, așa, microbul al Lyme-ului, a bolii Lyme. Ha? Că, virgulă, câte căpuși m-am mâncat, m-a ciupit, m-am dat jos după mine și unele care. Dar acum voi nu faceți ca mine. Unele să-mi fi puternic și
L-am dat și cu alcool și cu aia și nu și-a dat drumul, cu penzeta și l-am pârlit un pic la fund cu bricheta. Ca să-și dea drumul din creștea aia. Din creștea, dar nu prea, că are niște contre, ca la cârligul de pescuit. Niște contre și nu prea își dă drumul. Ia de bună voie așa. Că zi, ea e un fel de kamikaze. Da? S-a înfipt și își dă drumul doar dacă a sub ceva mult timp, așa ea, na, moare acolo cu capul înfipt. Da, trăgând de aia. Nu îți dă drumul să te ferească Dumnezeu. Da. Și asta e, o să mai fiu atent, dacă mai simt așa o gâdileală, o mers pe aia, o să, că ea nu s-o înfinge rapid. Și acasă o să fiu atent la baie, la aia pui nevastă să mă controleze pe în toate locurile posibile unde s-ar putea. Unde s-ar putea. Te zic și eu, măi, că asta ar fi de glumă, da. Și glumă, și serios, și glumă și serios, că da, nu-i de joacă cu prietățile astea. Dar căpușa a fost de când lumea. Da? Căpușa a fost de când lumea, nu-i da cu căpușile. Dar problema e că mai odinioară, adică pe vremea cealaltă, când mai avea grijă, zi, partidul, că nu ca acum are grijă doar acum când îl votezi. Da? Când îi votezi are grijă, un pic îți dă acolo trei lulele, trei promisiuni. Uite acolo unul ce frumos. Două, trei promisiuni și că nu-ți dă mare bră, nu-ți dă mai nimic. Jegul ăla, doar promisiuni. Pe vremea aia se stropeau. Cu primăvara, umbla prin sat stropitorii după la CAP, cu pompele în spate și stropeau și pomii, stropeau și contra dăunătorilor, așa. Acum nu mai face nimic, de-aia s-au mulțit exagerat căpușile, că nu face nimeni. Că necesită costuri și nu cheltui nimeni pe fraieri care, na, pe fraieri nu cheltuie nimeni nimic. Pe fraieri care îi susțin și aleg. Nu are. Cred că înțelegi ce vreau să spun, da? Niște jeguri. Da, în țara asta politicul. Politicul, niște jeguri. Și țara, da, e formată din cine? Din politicul care ne așa, ne... Da, doar ne jigmănește. Țara doar ne jigmănește, măi tati. Da. Da. Statul, că statul e țara, nu? Țara e statul, împreună cu noi, da. Înțeleg că noi suntem... Facem parte din țară și din statul ăsta, dar degeaba că ne belește, nu ne face nimic concret nou. Doar minciună, tate, doar minciuni. Hai mă, că am dat-o dracu, am dat-o pe altă frecvent. Hai să mă opresc asta, că când nu mai sunt încurcat aici.